Bună dimineața! Astăzi gust plăcerea zăpezii. Pentru că la Brașov nu prea avem precipitații și nu avem zăpadă deloc. Astăzi am ajuns la Sinaia, unde încerc să îmi aduc aminte de ce îmi place schiul de tură și unde voi încerca să nu rup gâtul pe coborâri, pentru că am multe de învățat în ale schiatului. E o zi absolut superbă. Zăpada încă a rămas pe copaci de zile trecute când am ins. Și dacă mă țin bateriile, mi-ar plăcea să ajung cât mai sus pe platou, pe platou Bucegiului, poate chiar până la Om. E foarte fain peisajul, păcat că nu avem astfel de zăpadă peste tot prin munți ca să explorezi și alte trasee. Dar să nu fiu gurcotat și să mă bucur de ceea ce e aici. Așadar, merg măcar până la Babele și apoi coborâre spre Valea Soarelui, de unde trebuie să urc iarăși către vârful Furnica. Sunt aproape sus pe vârful Furnica, pe domeniul schiabil Valea Soarelui. Mai am foarte puțin de urcat. Aș putea avea și mai puțin, dar am o răbufnire de orgoliu să urc până sus de tot. M-a îndoit această tură. Cred că o să strâng 20 de km, pe care mai bine de jumătate de urcat. Dar timpul petrecut în natură chiar prinde super, super bine. E fain și cu schiurile, sper să avem zăpadă totuși iarna asta, astfel încât să mai învăț și eu și să mai explorez zone.
și ei. Virajul în Y. Hai să vedem.